Organizația Națională de Informații din Turcia a deconspirat și arestat un grup de 15 membri spioni din Mossad, a informat joi presa turcă de stat. Rețeaua ar fi desfășurat activități secrete împotriva dușmanilor Israelului și a studenților străini din Turcia. Rețeaua, formată din echipe de 3 persoane, a fost deconspirată pe 7 octombrie în 4 locații diferite la sfârșitul unei investigații de un an efectuată de 200 de membri ai serviciilor de contraspionaj turcesc, spun rapoartele. Se presupune că spionii au furnizat informații către Mossad despre studenții străini și palestinieni înscriși în universitățile turcești și, în mod ciudat, în special despre cei care cred că ar putea lucra în domeniul apărării în viitor. Toți membrii grupării sunt arabi. Serviciul Național de Informații a mai completat că, după finalizarea interogatoriilor, aceștia vor fi judecați conform legislației turcești pentru acțiuni ostile contra statului. Israelul a rămas tăcut cu privire la toate aceste informații. Ministerul de Externe al Siriei învinuiește Israelul pentru exploziile asupra unui autobuz din Damas care a ucis 14 soldați, posibil sirieni, spunând că atacul a fost o altă încercare a Israelului de a destabiliza țara devastată de război. Un autobuz militar care circula pe sub podul Hafez al-Assad din apropierea Muzeului Național din inima Damascului a explodat, ucigând 14 pasageri și rănind alții, cel mai sângeros atac din capitala Siriei din ultimii 4 ani. 2 bombe au explodat, iar a 3-a a fost dezamorsată de forțele siriene. Niciun grup nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac. Ministerul de Externe al Siriei a emis miercuri o declarație în care spune că atentatul vine într-un moment sensibil în care organizațiile antisiriene doresc o escaladare a instabilității în Siria. Ministerul de Externe sirian acuză forțele regionale aflate în serviciul entității israeliene că utilizează terorismul ca armă politică pentru a interveni în treburile interne ale Siriei. Ultimele rapoarte neconfirmate indică faptul că toate cele 14 victime erau ofițeri din armata iraniană. Moscova a informat Damascul că urmează să-și relocheze trupele paramilitare locale, Brigada 8 a Corpului al 5-lea de asalt, care este desfășurată strategic în mai multe locații de pe partea siriană a înălțimilor Golan, în principal în apropierea orașului Dara. Forța paramilitară ce urmează să fie relocată, care a fost înființată în noiembrie 2016, este compusă în mare parte din combatanți rebeli care s-au predat regimului Assad și s-au alăturat ulterior pentru a servi sub patronajul rus, primind salarii lunare și urmând ordine exclusiv de la Moscova. Toate aceste noi manevre au loc cu puțin timp înainte de întâlnirea programată în stațiunea rusă Sochi din Marea Neagră, la invitația președintelui Vladimir Putin. Primul ministru israelian, Naftali Bennett, va transmite preocupările Ierusalimului către liderul rus și va încerca să consolideze mecanismul de deconflicție pentru a garanta libertatea de acțiune a Israelului și pentru a evita greșeli de calcul din ambele părți. Rusia și Israel au un mecanism de coordonare bine rafinat pentru evitarea conflictului dintre militarii lor care operează în aceleași sectoare din Siria. Recent, o comisie parlamentară din Pakistan a respins proiectul de lege privind stoparea convertirilor forțate. Nu va fi prezentat Parlamentului. Ministerul Afacerilor Religioase și al Armoniei Interconfesionale din Pakistan respinsese deja legea la sfârșitul lunii septembrie, afirmând că, cităm, este împotriva legii islamice Sharia, încheia citatul. În august, clericii s-au opus de asemenea proiectului de lege care îl numea conspirație și capcană a Occidentului. În prezent, în Pakistan este legală convertirea forțată a minorităților religioase. Cele mai multe victime sunt tinerele fete creștine și hinduse din minoritățile religioase. În fiecare an, aproximativ 1000 de fete minore, creștine și hinduse sunt răpite, convertite forțat la islam și căsătorite cu forța cu bărbați maturi. Cele care reușesc să scape descriu scene de coșmar, viol, sclavie, chiar tortură și prostituție forțată. Proiectul de lege ar fi trebuit să protejeze minoritățile religioase, dar premierul Imran Khan a spus că guvernul său nu va adopta nicio lege anti-islamică.